În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Care ați fost atenți la Sfânta Evanghelie astăzi, ați văzut că s-a pus accent pe două lucruri simple, dar greu de îndeplinit. Termenul de dușmani îl știți pentru că toți treceți prin pomelnic câte o căruță de dușmani care presupuneți în mintea dumneavoastră că v-ar putea face rău. Termenul de prieteni, la fel îl cunoașteți tot dumneavoastră, pentru că sunteți cei care vă loviți de ei și spune acolo, apără-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă feresc eu. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, în Evanghelia de astăzi, a pus accentul pe un lucru. Dacă păgânii fac bine celor din jurul lor și din ale firii, dacă dai cu împrumut și primești înapoi, dacă dai cu dobândă și primești înapoi, dacă faci bine și primești laudă, nu-i nimic nou. Dacă iubești pe cei ce te iubesc, nu-i nimic nou. Dar, în final, Mântuitorul Iisus Hristos folosește în predica de astăzi un cuvânt destul de categoric și de aspru. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru cel din cer, milostiv este. Deci asta este esența învățăturii de astăzi. Și o să vedem noi cei cu această milostivire. Într-un alt cuvânt al Evanghelistului Marcu spune așa, fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Și tot Mântuitorul Iisus Hristos a spus așa, cel ce mă iubește pe mine păzește poruncile mele și eu sunt întru el și el întru mine. Acum, tot în una din Evanghelii pe care noi le citim în Noul Testament spune așa, dacă ești cumva pe cale, și te-ai dus cu darul tău la altar. Lasă-ți darul la altar, du-te și te împacă cu cei ce te-ai supărat și apoi adu-ți darul la altar. Și spune acolo frumos Evanghelia, împacă-te cu părâșii tăi pe cale. Și acum trebuie să înțelegem termenul de dușmani. Ce înseamnă dușman în credința ortodoxă? Primul dușman fără de moarte este diavolul. Deci acesta este dușmanul numărul unu care a bătut război neamului omenesc și care l-a despărțit pe om de Dumnezeu în grădina Raiului. Ce a fost omul înainte de a fi căzut și robit de moarte și de iad și de păcatul cel veșnic? A fost înger pământesc cu trup, împreună viețuitor cu Dumnezeu în raiul pe care Dumnezeu personal l-a sădit. Și dacă ne uităm cu mare atenție, vedem că Dumnezeu comunica cu acest om și vorbea față către față, lucru care astăzi îl mai întâlnim numai și numai la înalții mistici ai pustiei. Adică după mari nevoințe se cheamă starea adamică, se cheamă starea de har, se cheamă starea de îndumnezeire, deci noi am fost deja creați îndumnezeiți, dar eu, omul, i-a dorit un Dumnezeu mai înalt. Și aici vă fac o comparație între două lucruri. Am găsit-o în Filocalea 4. Când te împărtășești cu vrednicie, ești ca Adam înainte de cădere când mânca din pomul vieții. Adică se îndumnezeia permanent. Adică ce înseamnă împărtășirea cu vrednicie? Cu suflet curat, cu inimă curată, cu conștiință curată și cu duh umilit, inimă înfrântă și smerită, pe care Dumnezeu nu o va urgisi. Când te împărtășești cu îngânfare, cu enfază, ești asemenea lui Adam care a ascultat sfatul diavolului, că ce i-a spus diavolul la ureche? I-a spus o poveste scurtă, falsă și neadevărată. Ce a spus Dumnezeu? Că dacă mâncați, muriți? Niciodată nu e adevărat. Să țineți minte, este ciudă lui Dumnezeu că voi mâncând din acel pom veți fi ca El. Într-adevăr, noi astăzi suntem ca Dumnezeu. Putem discerne binele, putem discerne rău, putem discerne păcatul, putem discerne virtutea, dar ne-a luat Dumnezeu ce? Înțelepciunea dumnezeiască în care să înțelegem lucrările demonice ale diavolilor asupra umanității și lucrările lui Dumnezeu asupra umanității. Și unde găsim lucrul ăsta scris? Îl găsim scris
Acolo unde Dumnezeu rostește acest cuvânt, judecățile mele de judecățile voastre, fiii oamenilor, sunt ca cerul de pământ și ca răsăritul de apus. Deci iată cât de mare diferență este astăzi între gândirea lui Dumnezeu și a omului care s-a îndumnezeit el personal, prin ego, prin mândrie. Dracul a căzut din mândrie, a vrut să fie deasupra lui Dumnezeu. Și atunci ce a spus? Cine e această făptură care se plimbă prin rai cu Dumnezeu și stă de vorbă? Trebuie coruptă. Și s-a apropiat ușor de Adam, de Eva, i-a corupt, i-a tras jos din Dumnezei, din îndumnezeire și i-a făcut oameni Dumnezei. De ce știm că i-a făcut oameni Dumnezei? S-a apropiat Dumnezeu de Adam și l-a întrebat, unde ești? Iată primul răspuns la care n-a putut să răspundă. Putea să spună, Doamne, sunt în rai, sunt creația Ta, sunt rege al făpturii, Tu m-ai creat, Tu mi-ai dat minte, Tu mi-ai dat cuvânt, Tu mi-ai dat înțelepciune. Adam i-a răspuns printr-o întrebare de om prost. Nu știu unde sunt, aici sunt. Unde aici? Poți să fii la crâșmă, poți să fii la bufet, poți să fii la bordel, poți să fii la pușcărie, aici sunt. Acel aici, în mintea noastră a umanității, înseamnă fără de legile și cărările pe care noi nu le mai cunoaștem în lucrarea diavolului. Și dacă vă aduceți aminte acea elementară, istorioară, care mie mi-a plăcut întotdeauna și am crescut cu ea de când eram copil și când făceam o trăsnaie, primul lucru istorioar, asta mi se spunea ca să înțeleg că e o lucrare a diavolului de la niște oameni simpli, neștiutori de carte, dracul mergea prin pustie și Sfântul Antonie s-a intersectat cu el. Și pentru că avea puterea asupra lui, că era omul lui Dumnezeu, s-a apucat Sfântul Antonie și l-a întrebat, unde mergi în vechitule în rele? Mă duc să smintesc lumea. Păi și cum o smintești? Simplu. Zice, să-ți arăt ce am la mine. Și și-a dat dracu jos o mânta de pe el și era îmbrăcat cu un cojoc mițos, legat plin de sticluțe de tot felul. Și-a întrebat, și ce ai în aceste sticluțe? Poftele lumii acestea ticăloase și trecătoare. Și cum procedezi? Păi trec pe lângă om și îl fac să guste una din ele. Păi și dacă nu gustă, obligatoriu gustă, zice. Chiar dacă nu din prima zi, chiar dacă nu dintr-a doua zi, chiar dacă nu dintr-a treia zi. Prin puterea imaginației îl atrag și imediat, zice, gustă. Păi și când ai probat toate sticluțele astea, ho-ho, de-abia de aici începe frumosul. Când nu mai au succes aceste sticluțe, pentru că preoții spovedesc și le spun despre fiecare păcat, cum trebuie evitat, ce canon trebuie făcut, cum trebuie să nu mai greșească, le combin câte două, trei între ele și scot o poftă nouă. Și dacă vreți să vă convingeți că dracul este pervers și are o școală nemai întâlnită, nu este foarte greu să-ți dai seama, privind în societate în jurul nostru, și plecând de la premiza cea mai simplă a cuvântului Scripturii, la început a fost cuvântul. Cuvântul a fost la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Ce deducem din această frază? Că omul care are cuvânt, îl are pe Dumnezeu. Dar omul care nu are cuvânt, îl mai are? Nu îl are pe Dumnezeu. Pentru că nu are cum. Dumnezeu nu-i mut și surd. Cu Dumnezeu comunici prin rugăciune, cu semenul comunici prin vorbă. Și tu te duci în societatea modernă de astăzi, plângi, verși lacrimi, te tologești pe jos, te perpelești de supărare și spui, îți dau cuvântul meu de onoare. Îți dai seama, cuvântul meu de onoare, ajută-mă ca să vezi după aia cât bine îți fac și eu. Tu-l ajuți, sau fie că te, dacă ar fi să te lase în pace, ar fi bine, dar te încurcă și mai rău și nici binele nu ți-l mai întoarce niciodată. De aceea prima izbelește a societății în Evanghelia de astăzi este contactul cu vrăjmașii. Care vrăjmași? Nu ai tăi, ai lui Dumnezeu. Omul fără cuvânt este om fără Dumnezeu. Și atunci, de ce devine vrăjmaș? Pentru că prin faptele lui te face pe tine să-l hulești pe cine? Pe Dumnezeu care l-a creat și pe tine și pe el. Ce spune omul când merge la biserică și îl întâlnește pe cel fără de cuvânt la rugăciune?
Băi, tu știi pe cine am văzut azi la biserică? Știi că ăla m-a prostit, i-am împrumutat atâția bani, i-am făcut, i-am dreș și nu mi-a mai adus înapoi și mi-a întors spatele să face că nu mă cunoaște, încă m-a dat în judecată că eu îi sunt dator lui. Și zice, știi că aș fi jurat fals pe Biblie? Ce fel de creștin e ăsta? Eu nu mă mai duc la biserică de acum. I-auzi? Eu nu mă mai duc la biserică de acum. Și acum eu pun întrebarea. Dacă și-a dat el cuvântul în fața ta ca să-l ajuți tu, era Dumnezeu de față și ți-a spus Dumnezeu ajută? Nu, ți-a spus mintea ta. Da, bă, lasă-l ajut să fac un bine. Și Sfântul Ioan Damaschin vine și certifică și legiferează această mârlănie omenească și spune binele nu este făcut bine dacă nu se face bine. Și dușmanii omului, casnicii lui. Ce înseamnă casnicul? Înseamnă mama, tata, cumătru, cumătra, vecinul, vecina, socru, soacră. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, știind că lumea nu are cuvânt și știind că oamenii sunt fără de teama de Dumnezeu și fără de cuvânt, a lăsat un cuvânt și a spus așa, să tremure milostenia în mâna ta când o faci. Că mai lesne este, spune acolo, a da decât a lua. Dar tot în Sfânta Scriptură spune, cine smintește pe aproapele, vinovat de păcat de moarte este. Deci tu când îl înveți pe unul ticălos, tu ești vinovat de ticăloșia lui. Părintele Paisie Olaru spunea așa, atunci când faci bine și primești rău, e încercare de la Dumnezeu să-ți testeze credința. Atunci când faci rău și primești rău, e încercare de la Dumnezeu ca să te îndrepți. Dar când faci numai bine și primești permanent rău, e încercare de la diavol să te zdruncine în credință. Așa că în momentul în care vă izbiți de neregulile mizerii, fie că e sistem bancar, că e sistem economic, că e sistem administrativ, că e serviciu, că e casă, că e masă, să vă dau o altă pildă, la fel de dușmanii noștri personali. Să însoară un băiat și o fată, vin la biserică și eu nănaș, fac o nuntă mare, beau, mănâncă, să petrec, fac și un copil, fac și al doilea și iau și o casă. Și peste o jumătate de an, un an, doi, trei, mă rog, te trezești cu ei la tribunal, cu 7 rânduri de judecăți și judecători care spun așa, nepotrivire de caracter, trebuie să ne divorțăm. Și începe. Soacra vine și face pomernic la biserică și îi blastămă pe cuscrii ceilalți. Cuscrii ceilalți vine și îi blastămă pe ăștia alți. Și încep. Ăla merge cu mânării pe la avocat să ia casă. Ăla merge cu mânării pe la avocat să ia copii. Ăla merge cu mânării să mai ia nu știu ce mașină. Unul mai merge cu mânării să ia nu știu ce pământ. Și tot așa, și tot așa. Și cu jurăminte pe Biblie și cu pomernice prin biserică. Dar ce fac de fapt ei? Se fac dușmanii lor înșiși și se fac dușmanii lui Dumnezeu prin ce? Când te-ai cununat și ai făcut nunta, ai depus cumva un jurământ la tribunal? Ai fost chemat în fața judecătorului și ți s-a spus să spui ceva? Nu. Ai făcut nunta în fața unui judecător suprem. Iar judecata nunții și desfacerea ei o face în fața unui judecător pământesc. Și atunci Dumnezeu râde de dânsii, îi lasă după mintea lor și după izvodirile lor și spune și Dumnezeu îi va pierde pe dânsii cu foc. De ce? Ne cinstesc cuvântul Scripturii crezând că Biblia aia pusă pe masă la tribunal nu e aceeași Evanghelie pe care jură în biserică când se cunună. Și acolo spune, da, jur că am femeia desunată, jur că bărbatul imbețiv, jur că ne-am bătut, jur că eu am cumpărat-o, jur că eu am făcut tot. Deci se fac dușmani. Dar ce fel de dușmani? Dușmani ai credinței. Pentru că ce-a legat Dumnezeu, omul nu poate să despartă. Și noi mergem și la notar, și la tribunal, și la avocat, și mințim, și facem brațuri de hârtii, și știți ce este cel mai interesant? Mai interesant este faptul că toate aceste fapte ale noastre contabilizate
învățate în epoca strălucită a Imperiului Roșu, în care ateismul era o modă, minciunea era o modă, ticăloșia omului era o modă, că nu toți au fost ticăloși în comunism, dar nici toți au fost serioși. Și atunci ce au făcut? Mulți au învățat lașitatea și perversitatea și mizeria sufletească și această gunoieră sufletească să o răspândească peste tot, că știu că prin calomnie se rezolvă orice, că prin bani se rezolvă orice, prin șmecherii se rezolvă orice, dar nu se poate rezolva un lucru. Nu se poate rezolva împăcarea conștiinței cu stăpânul cel mare, cu Dumnezeu. Numai pe ăla nu-l poți prosti. Și de ce vă spun lucrul acesta? Noi, fiecare la rândul nostru, suntem judecați de trei mari judecători. Dumnezeu, prin ceea ce ne rânduiește, și spun unii, vai părinte, merge ca la spânzurați, cred că ești și credincios. E prima întrebare care trebuie să o pui. A doua, ne judecă națiunea în care trăim, mamă, tată, frate, soră, sat, că spun cei din sat, un om de nimic, o rădăcină proastă. Și apoi ne judecă conștiința. Noi în afară părem curați, dar în interior suntem murdari. Și noi știm cum aceea macină și roade un om precum un cariu în lemn. Aia trebuie să o împăcăm. Dacă reușim să împăcăm conștiința, pe ceilalți dușmani am biruit. Dar noi vom fi într-o permanentă dușmănie, noi vom fi într-o permanentă dușmănie cu noi și cu sufletul nostru, pentru că noi pe suflet îl ucidem. Și fiind în permanentă dușmănie cu sufletul, deranjăm pe Dumnezeu care ne l-a dat și ne-a creat. Și atunci întreb eu, cine sunt dușmanii noștri? Noi suntem dușmanii noștri. Luați-l pe Nifon al Constanțianei, permanent v-am recomandat cartea aceasta, un episcop ascet se cheamă, care vă arată cum lucrează dracul în lume și cum îi chinuie pe oameni și cum îi necăjește și îi împinge la toate relele. Și cum poți să devii milostiv precum Tatăl vostru, cel din cer milostiv este? Hai să luăm măsura acestei milostiviri. Avem 6 miliarde de oameni pe glob. Câți înjură într-o zi? Dumnezeu nu-i pierde. Avem 6 miliarde de oameni pe glob. Câți nu fură într-o zi? Dumnezeu nu-i pierde. Avem 6 miliarde de oameni pe glob. Câți nu hulesc într-o zi? Nu-i pierde. Cât sunt necredincioși, nu-i pierde. Câți ucid, nimeni nu-i pierde. Câți nu fac rău, nimeni nu-i pierde. Și de ce nu-i pierde? Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Și iarăși spune Sfântul Ioan Damaschin în dogmatica lui, că Dumnezeu le poate toate câte le vrea. Și pentru păcatele noastre ar putea pierde lumea într-o singură clipă. Dar nu urăște omul, ci păcatul. Și atunci îl lasă pe om ca să se îndrepte și spune mai departe dogmatica și nu face toate câte le vrea. Văzând cât de tare s-a stricat omul la potop atunci, Dumnezeu, dacă v-ați uitat în Scriptură, a folosit un termen foarte dur. Și i-a părut răul lui Dumnezeu că l-a făcut pe om, auziți? Expresie scripturistică. Și i-a părut răul lui Dumnezeu că l-a făcut pe om. Dar iată același Dumnezeu și-a revenit în iubirea paternă și maternă de Creator și a spus, nu-l voi pierde, îl voi mântui. Deci, până unde poate omul să ducă cu răutatea lui? Până la scoaterea lui Dumnezeu din sărite, cum spunem noi, băi, nu mă scoate din sărite. Ei, iată Dumnezeu a ajuns în această postură pus de oamenii acestei lumi. Și atunci ne-a dat măsura. Fiți milostivi, pe cum Tatăl vostru cel din cer, milostiv este. Și acum să le luăm pe rând cazurile de milostivire. Ai dat bani, da? Și nu-i mai primești înapoi. Te-a pus cineva să-i dai? Nu. Împacă-te cu taxa de prost și altă dată fii deștept, păstrează-i în portofel sau în casa ta și nu-i mai da. Sau când ai de-i dat, gândește-te că nu-i mai vezi și ia-te de-o grijă. La mulți le-am spus, dă un colac și o lumânare și zi să fie de sufletul celor adormiți, măcar să-i găsești pe lumea cealaltă, că pierzi cu luna și aici și dincolo. Aici, fiindcă cârtești,
fiindcă minți, fiindcă porți procese și cauți toate metodele să te răzbuni care nu-s creștinești, că așa spune, zice, dacă tu dai și aștepți să primești înapoi, ce plată ai? Dacă tot ai dat și ai fost căscat, să fii sănătos, la anul și la revedere. Data viitoare să fii atent. O altă formă. Ai divorțat, da? Ai copii și ai femeie. Să luăm cazul și în partea stângă și în partea dreaptă. Este caz autentic de creștin care trebuie să judece la rece neputințele și faptele sale. Ești bărbat, da? Te-ai îndrăgostit de altă femeie. Du-te și dă femeii casa și copiii și trecere tot. Și du-te în lumea ta la drăguță, muncește din nou și fă altă gospodărie. Că dacă tot te-a luat că ești tare și mare și viril, trebuie să te iași de gospodar. Fă-ți un alt cuib și dacă vrei distruge-l mai târziu și pe ăla. Dar nu lăsa copii pe drum, nu lăsa procese false și moșteniri vândute și încurcate și tu te duci în altă parte clădind fericirea pe suspinul altora. Că tu ești dușmanul lor, nu ei sunt dușmanii tăi. Așa scrie în pomelnic. Angela să o ia dracu că nu mă lasă să mă divorțez. Vasile să-l ia dracu că mi-a copii și nu știu ce. Nu mă, tu ești dușmanul tău. Dacă ai fi fost un om înțelept și dacă ai fi avut conștiință și suflet, te-ai fi gândit că acei copii au nevoie de mamă și de tată și te-ai fi gândit că acei copii au nevoie de un așezământ și de o stabilitate. Du-te liniștit, distrează-te, pune-ți în aplicare senzațiile, imaginațiile și lasă casa în pace. Și femeia la fel, dacă a plecat ea, du-te semnează tot soțul și du-te învârtind. Și atunci ai făcut o chestiune de dreptate înaintea lui Dumnezeu. Ți-ai hrănit ego-ul, ți-ai hrănit patima, ți-ai hrănit patima și după ce ți-ai hrănit patima, ești mulțumit că ți-ai făcut pofta. Da, Domnule, eu am pierdut, eu am câștigat, cinstit, lăutărește, am jucat cu cartea pe față. Dar în momentul când tu ești mizerabil și mai intri și în biserică și mai dai și pomelnic și mai faci și rugăciuni și mai faci pe evlaviosul, tu ești propriul tău dușman. Și spune Mântuitorul Iisus Hristos, cine își va pierde sufletul pentru mine și Evanghelia mea, numai acela îl va câștiga. Dar cine își va câștiga sufletul în lumea aceasta, îl va pierde. Deci tu câștigi în lumea aceasta. Proces după proces, afaceri după afacere, mârșăvie după mârșăvie. Dar Hristos vine și te întreabă în două cuvinte. Nebune! Cele care le-ai adunat, ale cui vor rămâne? Că noaptea asta vor veni și vor lua sufletul tău de la tine. Nu-i vorba de noaptea de 24 de ore în care ne odihnim. În noaptea păcatului care te-a surprins. Câți n-au crăpat în accident de mașină? Câți nu i-a călcat trenul, nu li s-a răsturnat avionul, nu li s-a răsturnat vaporul, nu li s-a dărâmat mașina, nu le-a luat foc casa sau n-au făcut infarct și așa mai departe. Știau ei că vor muri cu banii sub cap și cu averea sub soară? Nu. Adunau pentru mulți ani, cum spune Scriptura, ca să bei, să mănânci și să te veselești. Evanghelia de astăzi nu e o evanghelie teologică. Evanghelia de azi n-are dogme în ea. Nu vine să ne explice nouă de ce cade raza Duhului Sfânt pe Sfântul Agneț și de ce cade Duhul Sfânt în potir. Așa e poruncă de la Dumnezeu. Evanghelia de astăzi vine și ne spune pe românește, nu mai fiți măgari, nu mai fiți neserioși, nu mai fiți creștini falși, nu mai fiți creștini necredincioși, nu mai fiți creștini prefăcuți și cum spune psalmistul pe vicleanul răște Domnul. Cea mai mare perversitate a creștinului este viclenia. Și spune Părintele Cleopa, tot citat din Sfinții Părinți, că semnul ultimii viclenii este mărturisirea fățarnică. Să te știi vinovat și să te duci în fața preotului să prezinți lucrurile cum îți place ție să le auzi. Adică să ieși basma curată. Deci este cea mai mare greșeală. Deci dracu își bate joc de tine la maxim. Și ne-am înțeles că s-a apropiat timpul. Primul dușman al nostru este diavolul, dezbinător. Al doilea dușman al nostru suntem noi. Iar al treilea dușman al nostru sunt casnicii noștri atunci când ce? De te smintește mâna ta sau piciorul tău sau urechea ta sau ochiul tău, taie-l, scoate-l și aruncă-l în foc să mergi întreg în Împărăția Dumnezeu decât ciung în Împărăția Dumnezeu decât întreg în muncile iadului.
Deci când ești smintit de la dreapta credință, de atitudinea soției, că sunt și soții nebune, de atitudinea soțului, de un bărbat nebun, și nu se poate împlini cuvântul apostolului Pavel care spune prin femeia credincioasă se sfințește bărbatul păcătos sau prin bărbatul credincios femeia păcătoasă, atunci rămâne singura cale demnitatea creștină, dar care constă în cinste creștină. Eu, dacă am de te lăsat, îmi iau traista și am plecat. Bună ziua, nu mă cunoști, nu te cunosc. Și eu am învățat pe mulți și s-au dus la tribunal și au făcut lucrul acesta și au spus, părinte, am ieșit impecabil, nu îmi lipsește nimic, mulțumesc Dumnezeu. De ce? S-au spăimântat judecătorii cei mincinoși a acestui veac, când a văzut că o femeie cu 2 copii sau un bărbat cu 3 copii sau așa, spune, n-am nevoie nimic, să ia tot, judecați cum vă place, eu n-am venit aici să mă bat pentru 3 pereți și o bucată de pânză. Și a zis, da, dar știți, e dreptul dumneavoastră, avocatul, nu, e dreptul tău să minți în continuare și să mulci proștii de bani. Deci judecata cea dreaptă o face Dumnezeu din cer. El este singurul și dreptul și nemitarnicul judecător pentru toți. Dacă citești Psaltirea, dacă îl citești pe Sfântul Mina, dacă citești Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, Paraclisul Maicii Domnului și Acatistul Maicii Domnului, orice problemă cât de grea ar fi, ea se rezolvă cum tu nu te poți aștepta. Dar trebuie 3 lucruri să păzești. Credința cea dreaptă de la minte, dragostea cea curată de la inimă. Și v-am spus, este acest duh năstrușnic în ortodoxie și este firesc că, ca să fie, că și preoții au greșelile lor, pentru că pe lângă cele 4 evanghelii ale... Pe lângă cele 4 evanghelii ale celor 4 evangheliști, Luca, Marcu, Ioan și Matei, este și o Evanghelie a 5-a, se numește Evanghelia Babelor. Ce cuprinde această Evanghelie a Babelor? Deschisul cărții, aprinsul lumânărilor, cum să postești, cum să ții anafura, cum să pui lumânarea, cum să citești acatistul, cum să stai în biserică, cum să aprinzi lumânările pe la icoane, tot felul de tipice. Ei, toate aceste tipice inventate sunt lucruri mărunte și slabe, care n-au nimic treabă cu Duhul Sfânt și cu Dumnezeu, dar fac parte din tradiții care uneori depășesc norma canonică a bisericii, ce înseamnă prescura, liturghia și esența Sfintei Liturghii. Și ca să vă dau o pildă simplă, să vă fac să o înțelegeți, că prin ea vă pot sensibiliza sufletește, mă uit câteodată în timp ce vorbesc acolo cu cei care sunt la rând, exact în timpul epiclezii, unul apasă pe tonomat și își ia cafea. Unul intră și își cumpără lumânări. Hai că ăla să spunem că e justificat, că a întârziat, dar nici el nu e justificat. Unul stă și se plimbă pe o gradă, unul se joacă cu copilul, unul se joacă cu o pisică, unul stă la poveste cu celălalt, unul se scarpină în cap. Noi nici nu știm esența și puterea Sfintei Liturghiei. Deci noi nici nu știm ce înseamnă să stai în biserică. Noi nici nu știm ce vrem de la biserică. Trebuie să știți că în clipa în care ai intrat pe poarta mănăstirii sau a bisericii de parohie și auzi slujbă, îți cauți locul în biserică, stai cu minte acolo încremenit, iar la rugăciunea Tatăl nostru, când s-a împărțit anafura și s-a prostit cuvântul, sau dacă nu vrei stai la cuvânt, foarte bine, du-te sănătos, trebuie să stai cu minte acolo, să nu deranjezi pe nimeni, să nu smintești pe nimeni, să nu povestești cu nimeni, să nu lungești vorba cu nimeni. Pentru că casa tatălui meu nu e o casă de tâlhari, ci peșteră sau peșteră de schimbător de bani, ci este casă de rugăciune și ea așa se va chema. Deci degeaba vii tu și ai... I-am spus într-o zi la o doamnă, că a spus, părinte, zice, eu aș veni mai des la Vlădiceni, dar slujba e cam lungă, zice, să stau până la 12:01. Doamnă, în curând, normele europene vor face o biserică tip McDonald's, cu pistă de mașini pe la ușa altarului cu un geam și vei întinde prescura și lumânarea din mers pe geam. Nu te vei mai chinui să stai la rând. Nu râdeți. Și a rămas foarte surprinsă de această atitudine a mea, că am ironizat-o, că n-a înțeles că Dumnezeu a flămânzit 40 de zile pe muntele Carantania și a avut răbdare pentru păcatele întregii lumi să îndure ispitele diavolului ca să ne putem noi mântui. Și a stat acolo nebăut și nemâncat și nedormit
Și încercați să verificați acasă, măcar o zi de post negru sau două sau trei, să vedeți ce înseamnă. Și dacă nu puteți două sau trei, închipuiți-vă cât i-a trebuit lui Hristos ca om să stea 40. Și tu nu poți sta o oră în biserică, vai ce să-ți spun, să strică toacele. Vino la biserică cu sandale, cu talpa dreaptă, să nu te doară picioarele. Și când te duci în societate, îți pui cataricii. Deci trebuie să fim serioși și ordonați. Al doilea dușman al nostru, care ne va judeca la judecată, este conștiința. Conștiința ne va judeca pe toți și nu va fi dreaptă cu noi. Vom încerca noi să găsim scuze. Știi, Doamne, am avut gastrită, știi, Doamne, am avut polip, știi, Doamne, m-a durut urechea, a fost curent în biserică, era frig, era rece. Și Hristos va spune, cel ce va flămânzi pentru mine și va înseta și va fi gol și batjocorit și scârbit și ocărât și de multe alte rele împresurat și le va răbda pe toate, aceea viața după Hristos se numește. Deschideți și citiți în cartea numită Molitfelnic la rânduiala tunderii în monahism. Ca să vezi cât e trebuie să rabde un creștin pentru împărăția lui Dumnezeu. Ortodoxia nu e o pistă roșie de catifea pe care defilez printre trandafiri și parfumuri aromate, cu lumânarea prinse și cu voalul și zefir. Aceasta este o închipuire a minții slabe omenești. Și ca să înțelegeți și ultima expresie care vreau să vă spun, dușmania aceasta, dorința asta a oamenilor de a se mânca unii pe alții, e tot o lucrare a diavolului de a-i smulge din comuniunea cu Dumnezeu. Cum Tatăl și Duhul și Fiul se împacă în Sfânta Treime și sunt una, ca gândire, ca lucrare, dar unite și neamestecate, așa spune dogma Sfintei Treimi, așa trebuie să fie creștinul cu biserica și cu familia. Familia nu trebuie să o strici pentru că e sacră și binecuvântată de Duhul Sfânt. Biserica nu trebuie să o lași că e sfințită și este sfințită și lucrătoare și izvor al Duhului Sfânt. Și sufletul tău trebuie să-L cinstești că e dumnezeiesc și e lucrarea Duhului Sfânt a Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi. Aceasta este învățătura duminicii de azi. Fiți răbdători, fiți toleranți, fiți milostivi, fiți blânzi, fiți îngăduitori, treceți cu vederea, pentru că așa spune Apostolul Pavel, roada Duhului este dragostea. Dragostea toate le iartă. Dragostea toate le crede. Dragostea nu se trufește, nu se mândrește, nu caută ale sale, nu ține minte rău. Dragostea nu cade niciodată. Rugați-vă la Dumnezeu pentru trei lucruri. Sănătatea trupească, care este legea numărul 1, să putem trăi și ne hrăni. Sănătatea sufletească, să n-alunecăm în secte, că și ăștia sunt dușmanii bisericii, care ne fură materialicește sau economic, câteodată cu un pachetel și ne duce pe cărări greșite la alte învățături, dar-i treaba lor. Și al treilea, avem nevoie de sănătatea minții. Dacă la poporul român al nostru ortodox îi lipsește astăzi ceva, vă spun eu, nu-i sărăcia și foamea, că suntem boieri și buiești, nu avem noi aer. Du-te tu la cel mai sărac om și să-l vezi că de Paști sau de Crăciun tot dai o găină și faci trei ouă roșii pe masă. Nouă ne lipsește altceva, discernere. Suntem un popor de năuci pe care dacă oricine vrea să-i manipuleze și încearcă, reușește. Deci să ne lăsăm manipulați numai de cuvântul Sfintei Scripturi. Și vă dau canon pentru acasă, ca întotdeauna, bazați-vă pe trei cărți de bază. Citiți Mântuirea Păcătoșilor, care pare o carte simplă și banală. Să știți că eu am citit-o când eram copil și circula în satul meu din casă în casă și era o mare mândrie că un creștin citise Mântuirea Păcătoșilor. Voi cred că nici nu știți cum arată cartea. Și vă spun eu că n-aș citit-o. Deci se cheamă Mântuirea Păcătoșilor. Să vedeți cât de frumoasă e cărticica aceea. Iar o altă carte care trebuie să o citiți cu atenție este Îndreptarul de spovedanie a lui Mândiță. Știți de ce? Nu face nimeni ce scrie în el, că sunt multe acolo și scrupuloase. Dar măcar vedeți cât de departe suntem de adevărata viață creștină. Că acolo spune că am făcut și aia, și aia, și aia, 5-600 de întrebări acolo. Dar de ce vi-l recomand?
ca să vedeți cât de slab și de neputincioși suntem în raport cu ceea ce de fapt ar trebui să facem. Și după ce am văzut și ne-am trezit conștiința, putem și noi să zicem, da, Doamne, ăla e rău și eu sunt bun. Deci trebuie să mergem cu conceptul vameșului, Doamne milostiv, fii mie păcătosul, eu sunt cel mai rău dintre toți, Tu ești bun, Doamne, că mă rabzi, și Te rog, ajută-mă să am minte luminată, să am pricepere și am discernere. Dacă vom avea discernere, nu vom greși niciodată. Amin.